Hristos a înviat. Bun găsit, doamnelor și domnilor! O sămânță de dragoste, cu bucurie a fost sădită, în pântece să fie rodită, cu grijă și rugă mult păzită. Sigur că am citit dintr-o carte Bubu în lumea poveștilor, Bubu în lumea bebelușilor, Claudia Groza, sigur că mai am la îndemână și sănătate la îndemână, am povești cu pilde pentru copii isteți, am tolba cu povești și iată că suntem la o lecție cu povești. Din păcate ne plângem de foarte multe ori că nu mai citim. În general copiii noștri nu mai citesc, noi părinții ne plângem. Ce să facem, cum să facem să citească așa cum citeam odată? Să simtă parfumul cărților, mirosul cărților, așa cum îl simțeam noi odată. Dacă este adevărat, dacă ar trebui să mai simtă parfumul acela, așa cum îl simțeam noi odată, o să ne spună astăzi doamna Claudia Groza, care este autor povești și de asemenea este organizator ateliere povești pentru copii. Bun venit, doamna Claudia Groza! Hristos a înviat! Adevărat a înviat și bine v-am găsit! Sigur că am invitat alături de noi și un psiholog care o să ne ajute și poate o să ne spună că pierdem vremea când citim noi cărți, și mă refer la copii, și mai bine să stăm pe la televizor, că le vedem așa de agata, o să ne spuneți dumneavoastră, și anume doamna Luiza Ștefan, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, bine v-am găsit. Bine ați venit. Ce ziceți, doamna Luiza Ștefan? Mai citesc copiii noștri povești? Ce înseamnă, de fapt, poveste? E bine să citească povești sau noi am citit și este de ajuns și nu știu cum am crescut? Ei ar trebui să crească în lumea poveștilor, copiii noștri. Eu sunt o mare admiratoare a poveștii, a poveștilor, a basmelor, a literaturii, a cărților. Prin urmare, voi susține până la sfârșitul vieții necesitatea de a citi, a copiilor, a adolescenților, a oamenilor mari, și voi îndemna pe toți să se îndelenicească, da, să trăiască aceasta, lumea aceasta a poveștilor, cu siguranță, a basmului. Cu siguranță. Nu e rău. Nu, deloc. Îmi aduc aminte în copilăria mea că inventam uneori povești. Exact. Nu știu cât de bine era, dar știu foarte clar că inventam povești. Însă aș vrea pentru început să vedem un material introductiv, să vedem ce înseamnă de fapt lumea poveștilor. Așadar, regia, materialul. Spune-mi o poveste. De câte ori vi s-a cerut să faceți aceasta? Dacă sunteți părinte, profesor, bunic sau intrați în contact cu copiii într-un fel sau altul, sigur nu ați scăpat de această cerere frecventă a copilăriei. Doar auzind, a fost odată ca niciodată. Trecem instantaneu de la realitate la închipuire. Generații întregi de copii au fost fascinate de povestea albei ca zăpada, a cenușăresei sau a frumoasei din pădurea adormită. Cu toate acestea, potrivit The Telegraph, unul din cinci părinți consideră că rândurile lui Hans Christian Andersen sau ale fraților Grimm nu mai sunt potrivite pentru micuții lor și preferă să le citească acestora povești mai actuale, din cărți moderne, apărute recent pe piață. Studiul susține că mai mult de jumătate dintre mămicii tătici refuză chiar să le povestească năstrăvanilor despre Rapunzel, deoarece aventura ei abordează tema răpirii, despre scufița roșie, deoarece lupul cel rău ajunge să o mănânce pe bunicuța, sau despre cenușărea sa, invocând că aceasta din urmă este demodată și portretizează o femeie care stă toată ziua în casă făcând curățenie. V-ați întrebat însă vreodată ce doresc copiii cu adevărat de la o poveste? Așadar am revenit, a fost odată ca niciodată. Cu toții am folosit măcar odată expresia aceasta în viața noastră și copiii știu să ne ceară, cel puțin cei mai mici, să ne ceară să spunem povești. Îmi aduc aminte vremea fiului meu, încă una și încă una și încă una, mai vreau încă una. Nu știu dacă astăzi a fost odată ca niciodată reprezintă ceva pentru copiii noștri. Ce părere aveți despre material? Unele mămici consideră că sunt demodate poveștile cu scufița roșie, cu cenușăreasa. Ce părere aveți? Acum este o perioadă în care chiar și poveștile ar trebui cumva
actualizate, reduse, cumva făcute în aceeași manieră de picătură, totul repede, o picătură de poveste, 5 minute de poveste. Chiar am văzut niște cărți cu povești prescurtate. De ce prescurtate? Pentru ce că mai avem timp? Exact, este aceeași idee să facem totul rapid, pentru că nu avem timp să facem temeinic lucrurile. Uh-huh. Acum, decât deloc, mai bine un pic. Cred că este foarte important, mai ales în copilăria mică, să existe un ritual al poveștii înainte de culcare, pentru că în felul acesta se creează o ocazie pentru părinte și copil să petreacă timp împreună. Importantă nu este numai povestea, este și relația dintre ei. De momentul fapt, povestea acela... aceea creează o relație. Exact, exact. Este... Cine spune, de fapt, poveștile? Cine spune poveștile? Părintele? Părintele. Sau bunicii. Sau bunicii. Sau bona, sau cine. Ideal ar fi să fie părintele acolo, lângă el. Și momentul acela de spus povestea e ca un soi de fertilizator pentru relație. Exact. Chiar și când copilul crește și poate să citească singur, a petrece, nu știu, 10 minute, 15 minute lângă un copil, a citi mama o pagină, copilul o pagină, a povesti, chiar uneori a citi mai puțin, dar a comenta pe baza ceea ce a citit, creează o legătură specială cu copilul și... Cred că este important să rămână cât mai mult acest obicei, acest ritual înainte de culcare. Pe măsură ce copilul crește, este adevărat că o să se schimbe și genul de poveste, adică pot începe să citească împreună, știu, o romane, un capitol într-o săptămână sau poate chiar și să se uite împreună la o poveste ecranizată. Pentru că la urmă, poveștile sunt parte din viața noastră, în permanență. Filme, tot povești. Sunteți sunt și filmele. Profesor la bază. Da. Sunteți profesor de biologie. Da. E adevărat că văd că ați scris o carte, o broșură pentru copii și adolescenți, care se numește Sănătate la îndemână. Da. Care eu cred că are legătură cu profesia dumneavoastră aceasta. Da, este o carte despre un stil de viață sănătos, sportul, care ne ajută să ne menținem o sănătate foarte bună, combinat cu alimentație. Alimentație de asemenea sănătoasă. Asta pentru că probabil în planificarea dumneavoastră a orelor de biologie aveți și astfel de lecții și practic ați creat un material auxiliar. Dar eu această carte o dau deoparte. Și am să vă spun și de ce. Pentru că văd altele care n-au nicio legătură cu profesia noastră de biologie. Lumea bebelușilor. Povești cu pilde pentru copii isteți. Tolba cu povești. Ce treabă are profesorul de biologie cu Mielul Bobu și Radu? Și de unde și până unde? Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră de fapt? Și cum ați ajuns să scrieți povești pentru copii? Am început să scriu povești pentru copii datorită profesiei mele, în Așa. Urma unei discuții cu ei și întrebându-i dacă mai citesc. Și apropo de materialul urmărit, mi-au spus că poveștile sunt foarte învechite, iar ei au nevoie de prieteni și de povești adaptate la nevoile de zi cu zi. Așa. Și așa am început să scriu. Am început să scriu povești pentru elevii mei, dar în unele povești am și elemente de biologie, fie legate de natură, fie legate de animale. De asemenea, am o poveste, povestea lui Te rog și mulțumesc, așa, legată de disciplină și de faptul că am cam uitat să folosim aceste cuvinte magice, despre faptul că fiecare dintre noi este unic și trebuie să-i acceptăm pe cei de lângă noi așa cum sunt, cu defecte și calități.
Și elevii mei sunt sursă de inspirație pentru mine. Deci ați plecat tot de la copiii dumneavoastră, da, de la școală. Da. Spuneați la un moment dat că ar trebui schimbate poveștile acestea, că cenușăreasa e demodată și scufița roșie și e demodată și albă ca zăpada. Deși, cred că fiecare copil a ascultat cel puțin odată această poveste și cu siguranță, nu fac nicio remarcă negativă, cu siguranță albă ca zăpada va rămâne pentru totdeauna ca fiind albă ca zăpada. N-avem cum să uităm niciodată. Da. Însă, ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră? De ce totuși ar trebui să spunem noi povești? De ce să spunem povești copiilor când trebuie să trăiască totuși în realitate? De ce să le spunem povești noi? Cu ce ajută pe copiii noștri acest lucru? Pentru că o facem de sute de ani. O facem permanent. Și totuși, de ce? Ce reprezintă, de fapt, o poveste? Cu ce îl ajută pe copilul nostru? Acum sunt aceste bazme tradiționale care vor rămâne în patrimoniul copilăriei. Așa este. Cu siguranță ele nu sunt demodate. Ele au rostul lor în construirea psihicului unui copil. Este nevoie și de alt gen de povești, deci sunt mai multe categorii. Arta de a povesti se referă și la a spune bazmele clasice, care cumva ajung și în filmele de desene animate, au ajuns și probabil că vor mai ajunge, dar presupune și arta de a inventa sau de a spune povești actuale cu copiii care sunt mai aproape de ceea ce trăiesc copiii din generația de astăzi. De ce este nevoie să le spunem povești? Pentru că la urma urmei viața este o poveste, adică o îmbinare de realitate preserată cu magie, cu momente, știu, senzaționale, cărora avem nevoie să le dăm un sens. Poveștile ne ajută să dăm sens întâmplărilor, sunt purtătoare de mesaje, de valori și copiii intră în contact cu aceste mesaje, cu aceste valori. Întâmplările pentru ei, mai ales la vârste mici, au întâmplările din povești, au o importanță majoră. Pentru ei nu înseamnă nimic, adică înseamnă destul de mult dacă știu un personaj îndrăgit, un pisoiaș, un iepuraș, un arici, a trecut printr-o întâmplare și s-a comportat într-un anumit fel. Pentru ei este o ocazie să proceseze, să se gândească la acele întâmplări și să își pună întrebarea: oare eu cum aș face? Oare eu cum voi face? Dacă mie mi s-ar întâmpla, eu cum aș reacționa? Poate nu neapărat așa în felul acesta foarte logic pe care îl pun eu așa și discursiv, ci cumva în creierul lor vin aceste întrebări și cu ajutorul poveștilor ei prelucrează informația și caută propriile răspunsuri. Deci de aceea este nevoie să le citim povești și să-i creștem cu povești. Cu povești ne facem mari, de povești avem nevoie toată viața. Dovadă faptul că tuturor ne plac filmele, care sunt niște povești vizuale. Toți preferăm uneori să ne uităm la muzică în videoclipuri, care sunt tot niște povești. Cu toții suntem curioși să aflăm ce s-a mai întâmplat cu X, Y, Z, mai mare sau mai puțin mare, mai cunoscut sau mai puțin cunoscut. Și atunci e o nevoie firească aceasta de a face loc poveștilor în viața noastră. Și noi, adulții, avem această nevoie, numai că nu o recunoaștem atât de ușor. Nu o recunoaștem. Cine ar trebui să ne spună nouă poveștile? Copiii noștri? Și ei au de spus o grămadă de povești. Dacă am avea noi urechi să ascultăm poveștile lor, cred că ar curge comunicarea între adulți și copii mai ușor. Am văzut în sursa 101 povești vindecătoare. Dincolo de povestea dumneavoastră, pentru că v-am ascultat, mi-am ținut respirația, ați făcut o poveste
de la o simplă întrebare, de ce să spunem povești, însă dincolo de povestea dumneavoastră, tehnic vorbind, o poveste, de ce trebuie să spunem poveste, spune această sursă că reprezintă o metodă excelentă de îmbogățire a vocabularului. Trebuie să-i spui copilului de mic cuvinte noi și ne amintim ca mămici, clar, copilul nostru cum ne întreabă, dar asta ce înseamnă? Dar asta ce înseamnă? Dincolo de basmul acela, de lumea aceea în care pătrunde el practic ca și personaj. Copilul poate învăța principii și valori. Mă opresc aici și mă întorc la o poveste clasică. Una care este a noastră, a adulților. Auzi și copiii noștri despre ea. Una care, nu știu, am învățat din ea, dintr-o pildă din povestea respectivă, că a furat și iată ce s-a întâmplat. Cât de bine este să-i spunem astfel de povești copilului nostru. Am văzut că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați scris povești cu pilde, da? Altfel spuse, și la un moment dat am deschis, chiar la jumătatea cărții, și am găsit o poveste, Răzbunarea jucăriilor. Este, cred eu, că o poveste a zilelor noastre, a secolului nostru, egal, nu știu, Pinocchio, spre exemplu, sau ceva de genul acesta. Aș vrea să ne faceți, nu știu, o analiză comparativă între ceea ce ați făcut dumneavoastră în această poveste și de ce a dumneavoastră este acum actuală și prin comparație cu Pinocchio al nostru, să zicem, din care copiii învățau că, uite, minciuna, nu știu ce se face, îți crește nasul sau ceva. Ce e cu răzbunarea asta jucăriilor dumneavoastră? Ce ați vrut să le transmiteți copiilor? Eu am vrut să transmit prin această poveste faptul că jucăriile sunt foarte importante. Așa. Și este bine să avem grijă de ele, da, să le transmitem oarecum din generație în generație sau să le transmitem și altor copii. Așa. Care nu își permit să aibă jucării în momentul în care noi ne plictisim de ele sau depășim vârsta jucării. Aici este, în poveste este vorba despre doi frați, un băiețel și o fetiță. Băiețelul își strică toate jucăriile, sora lui începe să plângă și astfel conștientizează că a făcut-o și pe sora lui să sufere, dar și faptul că nu are cu ce să se mai joace. Asta pornind de la ideea că în secolul acesta copiii noștri dispun de foarte multe jucării, multe, prin comparație cu noi care nu prea aveam, ce e drept. Exact. Le confecționam și o păpușică din nu știu ce cărpițe pe acolo, nu-i așa? Da. Și trebuie să învețe, să aibă valoare și să discearnă că fiecare obiect are un preț. Spuneți-mi, vă rog, pentru că sunteți autor de povești, tot dumneavoastră, cum ar trebui spusă o poveste, în opinia dumneavoastră? Adică, cum ar trebui spusă această poveste? Te duci în fața copiilor, în fața clasei, ar trebui să-i spui lui într-un loc intim, înainte de culcare, nu știu, cum ar trebui să spunem o poveste? Cum o alegem? De fapt, asta este cheia. Cum alegem noi o poveste? Pentru că și poveștile, cele cu care noi am trăit, au o doză oarecare de, nu știu, de violență, de ceva. Da. Dacă stăm bine să ne gândim. Așa, dintr-o dată, așa. Acum, în acest secol, vedem că poveștile noastre aveau ceva. Da, la vremea aceea noi nu vedeam acel ceva. Dar, da, explicați-ne dumneavoastră ca și autor, explicați-ne părinților de acasă, cum să aleagă o poveste, cum să spunem o poveste copiilor noștri, să fie totul bine. Eu am să povestesc din punctul de vedere al unui profesor și din punct de vedere al unui autor care a citit în fața unei clase sau unui grup de copii. Ei reacționează diferit. Se disting
net copiii care citesc sau cărora li se citește acasă sunt foarte atenți atât la lectură cât și la detaliile din poveste, spre deosebire de alți copii cărora nu li se citește și extrag doar ideile principale sau exact ce le place sau personajul în care se regăsesc. Uh-huh. Iar părinților, ca recomandare, aș îndrăzni să le spun, pornind de la ce povestesc copiii acasă, să găsească o poveste care să învețe sau să descopere că și personajele din povești au trăiri pe care și ei le au și să îi ajute să le depășească astfel, să-și găsească în povești, în personajele din povești aliați și să depășească. Am spus la un moment dat că ar trebui scurtate așa poveștile, că nu prea avem timp. Sau așa am înțeles eu. Așa, da, există astfel de cărți. Sau există astfel de cărți. 5 minute de poveste sau ceva de genul acesta. Așa. Eu aș vrea să completez ceea ce a spus doamna, anume că este important să începem copiii, de când sunt încă mici, de la câteva luni, această deprindere, să le dezvoltăm deprinderea de a citi, învățându-i și citind cu ei imaginile. Deci, făcând apel la acele cărticele grosuțe, fără text sau cu text foarte puțin și să învățăm să citim împreună cu ei imaginile și să comentăm ceea ce ei văd, ce vedem, să le deschidem cumva această sensibilitate către ilustrație, către poză, către ceea ce spune o poză, să învețe să citească imaginile și încet, încet să trecem la cărticelele care au text și să combinăm textul și să comentăm ceea ce ei văd, ceea ce aud și în felul acesta să le facem o educație, aș spune, emoțională, vorbind exact despre ce crezi că simte personajul, cum crezi că a ajuns să se simtă așa și trecând și către ei. Tu cum te-ai simți, dacă ți s-ar întâmpla, ție de care personaj ți-a plăcut cel mai mult? Este important la finalul poveștii să comentăm cu copiii noștri. Într-o anumită măsură în care ei sunt deschiși către așa ceva, pentru că se poate întâmpla ca la unele povești să există o emoție foarte puternică pe care ei o simt, să înceapă să plângă, mai ales dacă sunt povești cu un final așa un pic mai zguduitor sau știu că există copii sensibili care plâng dacă personajului se întâmplă ceva pe parcursul povești. Atunci ar trebui evitate astfel de povești? Nu. Să știți că în ultimul timp, nici asta. Media a scos în evidență cel puțin cu privire la ora de religie, cât de înfricoșător este, că nu știu ce, că îi spui copilului nu știu ce poveste, că nu știu ce poveste. Însă am văzut foarte multe povești și am tras o concluzie, așa mă gândesc, că într-o poveste nu poți să vorbești despre personajul pozitiv fără să-l ai lângă el și pe cel negativ. Da. Nu știu, mă gândesc acum cum vedeți dumneavoastră ca și autor. Așa este, într-adevăr, există personaje pozitive, personaje negative, există bine și rău, există alb și negru, întotdeauna. Nu putem vorbi despre alb dacă nu este lucru. Și negru. Exact, dar eu evit, chiar dacă am personaje negative, evit violența. Da, sigur. Deci se poate rezolva și fără să ne tăiem, să ne rănim, să folosim cuvinte foarte dure. Se poate. Se poate, sigur că se poate. Eu repet, cred că fără nu putem vorbi despre alb fără negru, nu putem vorbi despre frumos și urât, exact, fără să fie și urâtul acolo, dar nu într-atât încât să-l sperie pe copil. Da. Sigur că a avea emoția aceasta despre care dumneavoastră vorbeați,
începe să plângă, suferă poate că personajul lui s-a întâmplat, nu știu, s-a întâmplat ceva, sau ce, personajul pe care îl iubea, sau prințesa, nu știu care, care și-a pierdut ceva, nu? Da. E adevărat. Eu cred că toate aceste lucruri nu fac altceva decât să-l încurajeze pe copil, să se trezească a doua zi dimineața cu altfel de nu știu, poftă de viață, gândindu-se și la acest lucru, sau întărindu-l acest lucru, nu? Cred că este important să-i permitem copilului să-și exprime toată gama de trăiri, așa cum poate el, la vârsta pe care o are. Cumva fiind lângă el acolo, gata să-l auzim, să-l ascultăm, să-i permitem să se exprime. Adică dacă lui se întâmplă să se întristeze și să plângă, e ok să-i spunem, da, știu, te înțeleg, te doare, îți pare rău, tocmai să normalizăm aceste emoții care pentru unii părinți sunt înfricoșătoare, pentru adulți uneori sunt înfricoșătoare și atunci cumva încearcă să le blocheze și în copii. Și nu știu cât este de sănătos pentru dezvoltarea lor emoțională. Este să-l ții pe copilul tău într-un pahar de sticlă și să-i mai pui și acoperiș. Deci eu cred că totuși trebuie să treacă prin aceste, exact cum ați scris dumneavoastră aici, dorințe călătoare. Prin aceste trăiri, până la urmă, îl formează pe el, îi formează propria personalitate, nu? Da, atâta doar că noi, și în general noi mamele, care obișnuim să spunem mai des povești copiilor noștri, nu? Cel puțin înainte de culcare, ar trebui acolo unde simțim că se întâmplă ceva în sufletul copilului nostru să venim și cu explicația, să-l înțelegem, să-i înțelegem poate acea mică suferință pentru personajul preferat. Însă aș vrea acum să vedem împreună și opinia unor tineri despre lumea poveștilor. Așadar, materialul. Îți plac poveștile? Sigur că da. Ce fel de povești? Oh, cele cu zâne și feți frumoși. Ce fel de povești? Aventură, fantezie. Cele de dragoste. Poveștile care au un happy end. Ce fel de povești? Nu știu să spun. Îmi plac toate, interesante. Pasme de exemplu. Vileana Costanzeana, a fost frumos. Când erai mică, citeai multe povești? Îmi citeau părinții. Și cum ți se părea, îți plăcea? Da, te formau într-un fel sau altul. Îmi plăcea Scufița Roșie și Părcelușii aceia. Cenușărea asta, Albă ca zăpada. Când erai mică, citeai tu sau ți se citea? Când eram mică, mi se citea. Acum citesc și eu. Mai mult mi se citea. Când erai mai mică, citeai tu sau ți se citea? Mi se citea. Și cum ți se părea momentul acela? Sincer, intram în lumea lor. Ai un personaj preferat? Nu. Harry Potter. Îmi place foarte mult. Ai un personaj preferat? Acum, nu. Nu. Dar în copilărie? Îmi plăcea foarte mult de Barbie. Prâza cel voinic. O poveste preferată? Ileana Costanzeana. Crezi că poți învăța ceva dintr-o poveste? Câteodată da, din unele. Vezi ceva din ele? Da, sunt și cu morală, majoritatea. Ce rol au ele? Păi, nu știu, ne inspiră în mod plăcut, ne motivează, ne fac să vedem partea frumoasă din majoritatea lucrurilor. Crezi că sunt de folos poveștile? Când ești mic, da. Dar când ești mai mare? Când ești mai mare, nu știu, te maturizezi și nu știu dacă te mai ajută. Crezi că poveștile sunt de folos? Da, la momentul respectiv când ești tânăr, normal. De ce? Dezvoltă imaginația. Crezi că învățăm ceva din povești? Absolut. Ce putem învăța? Putem distinge binele de rău. Prin poveste încercăm și noi să trăim de la o zi la alta. Ce înseamnă o poveste frumoasă pentru tine? O poveste cu happy end. Sincer să fiu, câteodată mă implic așa de mult într-o poveste încât când văd într-un final trist, mă supăr, plâng, sufăr cu personajele. Acum mai citești povești? Da, de ok. De ce? Nu mai am așa mult timp. Nu mă mai atrag. Pe viitor vei mai citi povești? Crezi că vei mai avea timp? Copiilor, cu siguranță. Mai ai timp pentru povești? Nu prea. Nu prea am de învățat foarte mult.
Mai reușești să citești totuși? Da, sincer să fiu, da. Nu povești, ceea ce trebuie să citești pentru job, pentru facultate, da. Citesc. Mai crezi în povești? Nu cred. Mai crezi în povești? Da, normal. Mă supăr, plâng, sufăr versus happy end. Însă, vedeți, tinerii nu prea mai au timp de povești, poate că nu mai credem în poveste. Au înlocuit această poveste, dacă stau bine să mă gândesc, cu altceva. Și aș vrea, ei n-au scos în evidență cu ce au înlocuit. Am văzut la un moment dat un caz cu facultatea, cu jobul, așa, însă cred că la un moment dat, când noi refuzăm să mai citim povești, parcă eu cred că pierdem ceva. Și atunci aș vrea să vorbim mai întâi despre ce valori putem evidenția din povești, ce scoatem din povești, ce îi învățăm pe copiii noștri dintr-o poveste? Ce avem noi impresia ca mămici că învățăm atunci când citim o poveste copiilor noștri? Poveștile au fost întotdeauna instrumente de educație. Așa. Deci metode tradiționale de educație. Chiar și la școală, dacă mi-amintesc bine, cei mai îndrăgiți profesori sunt aceia care găseau o poveste, să spună, chiar și la materiile care nu prea aveau legătură cu partea aceasta umanistă. Am văzut cazul profesorului de biologie. Da. Deci, povestea te apropie pe tine, ca ființă umană și pe copilul mic. Deci, lecția pe care cumva trebuie să o înveți, da? Dar te apropie într-un fel indirect, făcând apel la intuiție, da, și valoarea pe care, știu eu, vrea să ți-o transmită, cumva este primită mai ușor decât dacă e așa ca o morală, trebuie să învățați asta și asta și asta. Uh-huh. Evident că poveștile care... De fapt, cred că toate poveștile cumva transmit acele valori în care noi, ca și specie umană, credem. Adică, știu eu, dragoste, frumusețe, adevăr, iubire, iertare, bine, iertare, da. Bunătate. Bunătate. Există acum și acele anti-povești. Așa. Care poate cumva au acest mesaj că lumea este făcută și dintr-o parte întunecată și sunt acele antivalori, să spunem, care trec, știu eu, în filme acum mai mult, pentru că eu aș vrea să spun că tinerii citesc povești, dar le citesc alt gen de povești și altfel decât le citeau copii când erau copii mici, anume vizionând filme. E bine? Filmele sunt tot niște povești. Mă feresc să spun că este bine sau e rău. Sigur. Este cumva în ordinea creșterii, în ordinea vieții. Să știți că fiul meu este un adolescent, un adolescent ca toți ceilalți și mi-a spus într-o zi, având ca lectură suplimentară, ceva foarte obligatoriu, ca să zic așa, la un moment dat în viața lui și al meu bacalaureatul, trebuie să citesc asta, n-ar fi mai bine să inventez eu o afacere, mi-a zis. Și să spun poveștile acestea cumva la un microfon și după aceea să le dau tuturor și doar să le ascult. Vă întreb, de ce credeți? Eu am rămas puțin surprinsă. Cum adică? Nu vrei tu să simți, nu știu, acest lucru. Nu vrei tu să simți acest lucru. Și vrei doar să-l auzi? De fapt, ce se întâmplă? Și mă întreb pe dumneavoastră ca psiholog, cum să reacționez eu ca mămică? Să-i dau voie să fac această afacere? Sau să fac de așa natură încât el totuși să ajungă să pipăie această carte? Și să știți că fac o paranteză, i-am citit povești în copilăria lui până la epuizare. Adică am făcut acest exercițiu ca toate mămicile, dar acum nu mai simte gustul acesta. Nu-l simt preocupat de poveste. Până la urmă,
Fiecare carte are o poveste, așa cum am văzut într-o concluzie a noastră în emisiunea de astăzi. Da. Mă gândesc că refuză lectura din motivul obligativității. Mm. Dar nu cred că dacă ar avea de ales să citească pentru pasiunea lui, pentru sufletul lui, nu cred că ar și refuza. Totuși avem nevoie. Da, păi lucrurile forțate niciodată nu le sunt plăcute. Nu sunt plăcute. Da, și trebuie găsită o cale de mijloc, este o etapă, aceasta este programa. Da, să știți că fiul meu, despre care vă spuneam, este fiul meu, al dumneavoastră, al tuturora. Pentru că așa sunt adolescenții din ziua de astăzi. Cu toți am ajuns la o concluzie că nu mai citesc copiii noștri și vai, ce să le mai facem noi. Uneori și limbajul cărților care au fost scrise acum ceva vreme, da? A devenit greoi. Să știți că am auzit acest lucru. Și atunci ce facem? Ne consolăm cu această idee sau ar trebui să continuați dumneavoastră să scoateți pe piață povești actualizate, ca să le numesc așa, conform vârstei lor? Cred că dacă un copil într-o anumită perioadă a vieții lui, o perioadă formativă, a simțit plăcerea lecturii, așa, o va păstra în timp, după ce va trece etapa lecturilor obligatorii, da, și a examenelor. Da. Deci nu m-aș îngrijora prea mult pentru asta. Pe de altă parte, și a asculta povești, mai ales pentru copiii mici, este un lucru foarte bun, pentru că le dezvoltă atenția. Deci să le punem, dacă nu reușim noi să le citim, să le punem să asculte CD-uri sau la radio să asculte. Mulți copii sunt, cum să spun eu, nu au această capacitate de a se concentra pe auditiv. Și atunci îi ajutăm, le dezvoltăm astfel atenția, concentrarea, limbajul, dacă reușim să le punem. Adică este foarte important să le oferim această stimulare auditivă mai degrabă decât stimularea vizuală. Pentru că cea vizuală este în exces. Se trezește de drumul la televizor, adoarme cu ochii în televizor. Deci este un potop de stimul vizual. Am lăsat pentru ultima parte a emisiunii acest lucru, pentru că nu este îmbucurător pentru un părinte care, într-adevăr, este ocupat de dimineața până seara, să-l știe pe copilul lui că se trezește cu mâna pe telecomandă sau cu mâna pe telefon să-și verifice site-ul de socializare preferat sau în ultima secundă înainte de a dormi, tot cu telecomanda în mână, pentru că trebuie să-și închidă televizorul. Și acest lucru, să știți că se petrece de foarte multe ori în miezul nopții. Da. În miezul nopții. Și de aceea revin la partea aceasta a poveștii noastre, mai puțin strălucitoare, mai puțin albă. Pentru că povestea, așa cum spuneam, are și o parte mai puțin strălucitoare. Și anume televizorul. Statul la televizor, statul la calculator versus povestea. Venim de la serviciu și suntem și preocupate de bucătărie, ca mame. Avem foarte multă treabă, că trebuie și hrănit copilul și îl lăsăm acolo, la televizor. Ce uităm? Ce uităm înainte de toate? Să știți că suntem niște mame adevărate, pregătim cina. Ne pregătim de mâncare. Și mai suntem și rupte de oboseală, da? Și totuși uităm ceva. Ce uităm? Uităm comunicarea. Uităm comunicarea. Ei au nevoie de asta. Eu mă lovesc zilnic de acest aspect. Vin și îmi povestesc și am ascultat de la copii lucruri atât de frumoase și niște povești de viață atât de frumoase. Uneori fac acest exercițiu în orele mele de biologie, nu știu, călătorie într-o frunză sau în diverse lucruri ce e legat de tema lecției, bineînțeles, și ei își imaginează povești plecând de la tema dată, dar îi regăsesc
acolo, îi regăsesc cu prietenii, cu nemulțumirile, cu faptul că nu li se acordă atenție și uneori și credibilitate. Uh-huh. Părinții spun, mă păcălești, nu e adevărat, hai, nu am timp să te ascult, îndrugi verzi și uscate, lasă-mă, du-te la tata, pleacă la bunica, nu am timp de tine. Pasăm pe copilul nostru de acolo până acolo. Și probabil, cu siguranță, de fapt, în televizor, în calculator își găsesc refugiul. Povestea lor. Da. Povestea lor în televizor, în calculator. Ce părere aveți despre teatru? Mai, clar, nu avem timp. Este foarte clar, nu avem timp de teatru sub nicio formă, însă noi, cadrele didactice, că a rămas speranța aici, mai aveți timp și mai duceți pe copiii noștri la teatru. La teatru pentru copii. E bine? Ce face acolo? Ce dezvoltă acolo? Ce dezvoltăm? De ce îl ducem pe copil? De ce îl duce școala pe copil la teatru? Rar, dar îl mai ducem. Da. La teatru, personajele prin viață. Prin viață. Și le văd pe viu, să spun așa. Le văd mișcându-se, spunând replicile, reacționând într-un anumit fel, mai calm, violent. Și da, le este mult mai ușor să-și dezvolte un comportament. Haideți să vedem ce ne spune doamna Alexandrina Hali, care este actriță la teatru pentru copii, ce părere are despre povești. Așadar, materialul. Există atâtea valori în literatura universală pentru copii, în poveste, încât e păcat să le ignorăm. Generații de-a rândul au trăit alături de ele, s-au hrănit din ele, din aceste scrieri bune pentru copii, încât ar fi păcat să le ignorăm. Sigur că trebuie să trăim în secolul 21 și atunci felul în care le prezentăm copiilor aceste lucruri sunt foarte importante. Avem nevoie de lucruri moderne, copiii ne-ar cenzura dacă n-am ține cont de inteligența lor, de faptul că sunt în acord cu lumea în care trăiesc. Eu personal aș pune pe primul plan, pe primul loc, înaintea teatrului, calculatorului și așa mai departe, lectura. Din fericire, am întâlnit dascăli, că mergând prin școli am întâlnit și asta, am întâlnit dascăli care știu să aducă, știu eu, carte aproape de copil. Mai e și responsabilitatea părintelui, dar un mic efort, un sfert de oră pe seară sau măcar de două ori pe săptămână, deschis unei cărți în fața copilului sau copilul rugat să nu-și părăsească povestea pe care a început-o cu o seară înainte, să o continue. 3 pagini pe seară citite. Pe mine, ca om, m-a format lectura. Eu sunt fericită că am avut această posibilitate, trăind într-un orășel mic de provincie și neavând alte tentații în jur, în afară de poveste, de lectură. Țin minte că din clasa a doua eram înscrisă la biblioteca bine garnisită a acelui orășel și n-am lipsit niciodată la întâlnirea cu cartea. Am păstrat amintirea acelei vârste tare bune, pe care uităm să o păstrăm de multe ori. Vorba lui Saint-Exupéry, toți oamenii mari au fost cândva copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Așadar, am revenit. Vedeți, am crescut cu poveștile și spunea doamna Alexandrina Hali, care îi mulțumim sigur pe această cale, spunea, pe mine m-a format cartea, pe mine m-a format povestea. Și totuși copiii noștri preferă televizorul și jocurile pe calculator. Într-o zi am făcut un experiment cu copiii și am întrebat, așa ca o prietenă bună ce sunt eu de-a lor, ce jocuri se joacă? Și mi-au spus tot felul de denumiri. Mărturisesc că n-am reținut niciuna. Pentru că au niște prescurtări, așa, nu știu, o lume a lor. N-am reținut niciuna, însă ce m-a așa și mai tare a fost faptul că mi-au și explicat ceea ce fac ei acolo. Adică
cred că nu fac altceva decât să se lupte pe ceva. Se luptă pe ceva. Adică eu cred că în mâna copilului este pus un instrument. Nu știu dacă aș putea să spun fără voia părintelui, dar că eu cred că toți părinții până la urmă sunt bine intenționați în a-și crește copilul. Eu vreau să fie bine, să fie sănătos, să învețe bine, să reușească. E bine intenționat părintele. Însă, de fapt, ce lipsește părintelui când totuși îl lasă cu mâna pe acel mouse care nu face altceva decât să-l ucidă pe celălalt de lângă el, care pentru mine înseamnă cumplit. Cât de grav afectează acest lucru personalitatea copilului? Pistolul sau cum se numește mouse-ul acela, că e deja un instrument, făcând așa permanent pe el, face ceva vis-a-vis de prietenul lui sau de cel care îl atacă, dincolo, nu știu, versus tolba cu povești. Cât de grav este să-i spunem părintelui acasă, care este sigur bine intenționat, că uită ceva. Cum să facem? Să alegem acele jocuri care, nu știu, fac bine copilului nostru până la urmă. Ați oftat. Da, pentru că este un subiect foarte actual. Da. Și cred că e puțină conștientizare legat de consecințele invadării psihicului copilului și comportamentului și obiceiurilor copilului de către aceste jocuri violente. Eu aș recomanda să existe o capacitate mai mare de a face alegeri atunci când hotărăști să lași pe copil să joace pe calculator, pentru că toți copiii fac așa, colegii nu. Pe calculator, tot se joacă. Da, însă există alternative, adică sunt totuși jocuri de fotbal care pot fi jucate. Există alt gen de competiții, jocuri de construcție în care ei își construiesc diverse sate, orașe, grădini, plantează. Acum, dacă nu mai pot planta în grădină, plantează. Am auzit despre așa, jocul acesta, cum plantau ei acolo varză și cum dau varza. Mi s-a părut interesant acest lucru. Adică este ceva constructiv. Constructiv, spre deosebire dar de celelalte. Dar majoritatea copiilor noștri joacă pe calculator jocuri violente. Asta să fie foarte clar. Iar noi, părinții, nu suntem conștienți că este foarte grav. Da, păi asta zic, cred că e o lipsă de conștientizare, de poate așa să te gândești puțin așa pe termen lung ce înseamnă. Pe termen lung. Nu cumva copilul meu, al dumneavoastră și al dumneavoastră, copiii noștri refuză să citească tocmai pentru că au, nu știu, altceva la îndemână, poate un pic mai simplu, mai ușor, mai care dă o altfel de plăcere, mă gândesc. Da, de la o anumită vârstă este clar că fac același lucru pe care le fac și colegii lor. Adică influența grupului este mult prea mare ca să poți să ții tu ca părinte contra. De aceea e foarte important ca atunci când tu ca părinte mai ai încă putere, știu eu, până prin anii, până pe la 12 ani, așa, când copilul intră la pubertate și apoi devine adolescent și grupul va fi mai important. Deci până atunci să poți să-i oferi alternativele. Cumva valorile în care tu ca familie crezi rămân baza educației copilului tău. Și atunci dacă tu până, știu eu, la 10 ani, 12 ani, până a mers la gimnaziu, i-ai oferit alt gen de distracție și nu a fost singura posibilitatea lui de a se distra calculatorul, atunci și el va intra în lumea grupului având în spate anumite valori, anumite alegeri. Și chiar și atunci tu ca părinte poți întotdeauna să-ți pui părerea, să-l îndrumi. Nu vei mai avea aceeași putere să-i spui gata, până aici, stop, dar vei putea să-l îndrumi. Și de asta relația pe care ai construit-o cu el în mica copilărie și pe parcursul școlii
rămâne baza, pentru că atunci când el crește, poți să-i spui, uite, greșești, ai putea să faci celelalte lucruri care îți aduc alte beneficii, dar dacă tu nu ai o relație în spate, n-ai cum să îi le servești. Da, îi le servești și el ți le respinge. Adolescenții noștri care au fost întrebați pe stradă și aminteau foarte clar poveștile acelea, ce frumoase erau, cu happy end și că erau și supărați și că plângeau și aminteau, dar acum s-a rupt firul. Nu mai cred în asta. Da, e, cumva e firesc, e o altă etapă. Nu poți rămâne și la 18, la 20 de ani ancorat în ceva ce ți-a plăcut în copilărie foarte mult. Adică viața e o poveste, da? Deci intrăm în altă etapă. Ce alegeri facem? Alegerile pe care le facem sunt influențate de experiențele frumoase pe care le-am avut în trecut. Și dacă experiența lecturii și a relației, a lecturii împărtășite a fost importantă pentru noi, ea va reveni. A rămas acolo bobul de perla. Ca să încurajăm totuși, să trezim interesul copiilor pentru lectură, ce trebuie să facem? Trebuie să... Că doar nu să ne mulțumim la adolescență. Ei, nu mai citește, asta este. Lasă să asculte și cartea asta, și pe asta, și pe asta. Lasă că le asculte. Ui, o să fie un copil deștept pe piață la anul și o să le spună el la microfon și ceilalți o să le asculte într-o zi și aceea zi o să fie soare. Nu, ci noi părinții o să încercăm să găsim niște soluții. Trebuie să trezim totuși interesul ca... fiica mea, ca fiul meu și al tuturora să citească totuși. Să citească. Ce trebuie să facem? Să tăiem cablul de la calculator? Nu, niciun caz. Nu-l tăiem. Bun, în niciun caz. Ce trebuie să facem? Părerea mea este, și mie îmi place să fac asta, mai ales în zilele ploioase sau friguroase, să merg în librărie, pur și simplu, să învățăm de mici. Exact. Să aprecieze astfel de spații sau pur și simplu la bibliotecă. Hai, să știți că sună cuvântul bibliotecă aici de la începutul emisiunii, dar n-am vrut totuși să par așa foarte învechită. Mai există bibliotecă? Da, există și chiar am văzut foarte multe activități ale bibliotecarilor la școală. Și chiar și pe rețelele de socializare, spuneați dumneavoastră, sunt biblioteci care își promovează activitatea și organizează ateliere de lectură, ateliere de creație, pornind de la o poveste. De la calculator, stați liniștiți, însă putem să-i îndrumăm pe copiii noștri. Poate. Chiar și pe site-urile lor de socializare, exact, cu care nu pot să adoarmă sau să se trezească decât cu acea imagine, nu știu, albastră, să zicem. Da. Așa, însă putem să îi ducem în librării, da, o vreme ploioasă. Poate să alegem o librărie dincolo de spațiul acela cu foarte, foarte, foarte multe magazine cu haine, unde toată lumea se duce. Îmi putea alege librăria, poate e și mai aerisit spațiu, să știți. Poate e mai intim. Acum, așa. Putem, mă gândesc că putem să-i oferim copilului nostru cărți. Să-i și cumpărăm aceasta. Cărți și să-i oferim cărți. Este o alternativă. Da. Poate un cadou. Un cadou, da. Am uitat să oferim copiilor noștri cadouri, cărți. În general... Mai sunt părinții de modă veche. Mai sunt, de modă veche. Și cu și această expresie îmi sună încă de la începutul emisiunii. Da, am auzit că... la adolescenți, la copii. Da, iar își mai cumpăra carte să-i duc la aniversare, să-i duc la ziua lui, iarăși îi duc o carte. Nu o să-i placă. Dar eu nu mai fac asta, că tu ești de modă veche. Oare este o diferență atât de mare între noi și copiii noștri? Nu. Cred că... Dacă noi reușim ca părinți sau ca și profesori să prindem așa, să-i agățăm cu ceva, îi putem duce către ceea ce ne place nouă. De exemplu, sunt copii care le place sportul foarte mult. Există cărți despre sportivi. Sunt copii cărora le plac actorii foarte mult. Există cărți... Putem să-i ducem la teatru. Da, nu, sau sunt cărți cu povestea vieții acelor actori. Da.
Adică există așa o mare diversitate de, cărți. Exact, cărțile unde ei au o pasiune. Exact. Pasiunea lor. Să simțim, da, spre să ce... Simtă, exact. Așa este. Despre povești putem vorbi ore în șir. Cel puțin noi adulții. Și ca încheiere vreau să vă spun dumneavoastră că există povești atât pentru copii, dar și pentru adulți, dacă știm să le folosim la momentul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi. Vă doresc cât mai multe cărți. Mulțumesc. Vă doresc succes cu copiii dumneavoastră să vă asculte mulțumesc. Poveștile. Mulțumesc mult. Dumneavoastră vă doresc sănătate, să aveți copii care vin la cabinetul dumneavoastră să vă spună că citesc povești. Iar dumneavoastră acasă, care sunteți foarte bine intenționați, am siguranța aceasta, pentru că suntem cu toții părinți, mă gândesc să-i lăsăm pe copiii noștri să crească mai aproape de locul în care ținem cărțile. Poate cât mai departe de televizor, poate mai departe de calculator, pentru că eu văd așa creierașul unui copil. Sigur că informația aceasta vizuală de la televizor, de la calculator, care este foarte rapidă, este perceput altfel de copilul nostru prin comparație cu informația, nu știu, de 20 de minute din fața unei cărți. Vă doresc să citiți cu copiii dumneavoastră, să-i aveți frumoși și sănătoși. Până data viitoare, toate cele bune, Hristos a înviat!